What? Ce avem noi aici? Acum vine inelul pentru Ioana. Ia uite, e fail. Ce facem acum? Trebuie să-l pun. Opa. Credeți că ne-am băgat prea rău la creație? Am ajuns cu display-ul în mână. Ce e ăsta? Stai, știu că e o cutie goală. Asta chiar e pentru tine, Ioana Steluță. Bine am regăsit la un nou video cu Tesla. Astăzi testăm accesorii pentru Tesla de pe Temu. Sunt tare curios, vă, cât de utile o să fie, cât de tare o să fie. O să le dăm note de la 1 la 10 eu și Ioana și să vedem cât de tari sunt. N-am mai încercat până acum accesorii de pe Temu. Ca să înțelegeți cum am ajuns să comand din nou accesorii, cei de la Temu mi-au oferit un voucher în care să cumpăr accesorii pentru Tesla. Nu mai știu ce am comandat pentru că am comandat acum ceva timp. Între timp am fost și în vacanță. Scuzați mașina că e murdară. Dar din păcate n-am avut timp, a plouat rău de tot și asta este. Nu mai sunt la discuții, like, subscribe dacă mai vreți să mai vedeți clipuri de genul și hai să vedem ce despachetăm, că nu știu cu care să începem. Problema e că eu nu înțeleg de ce pachetul ăsta este atât de mare. Nu știu ce am luat de e atât de mare în pachetul ăsta, la modul cel mai serios. Deci, uitați-vă cât de mare e aici ce am luat. Nu mai știu ce am luat. Începem cu pachetul mare? Da. Ioana, hai să începem cu pachetul mare. Hai să vedem ce se află în pachetul mare. Nu m-am mai uitat să văd ce am comandat. Am zis, lasă că vedem direct aici, mai ales că mi-era mai greu să văd comanda. What? Ce avem noi aici? A rupt-o Andrei în România. Păi ce să fac dacă vine? Oh, 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 oh. Am comandat o protecție pentru ploaie să nu mai intre, să facă. Uite, uitați-vă aici ce mizerie. Vedeți ce mizerie practic pe aici? E, dacă o să am chestia asta acum instalată, după cum vedeți, ar trebui să nu mai fie toată mizeria asta, pentru că vedeți, nu e total blocat. Așa arată fără el montat și hai să vedem cum arată cu el montat. Practic noi acum o să scoatem cea originală din partea dreaptă. Eu țin și în partea stângă aici. Se scoate foarte ușor asta. Aici un pic mai greu. O să curăț puțin zona respectivă ca să lipească bine produsul ăsta. Bum, bum. Mamă, ce bine stă. Avem lipiciul pus aici, apăsăm pe lipici. E bine că nu o să mai plouă acum. Arată mai bine. Singura chestie, sper să fie eficient. Teoretic, pentru asta este, ca să fie mai eficient. Deci, uitați-vă cât de murdar e mult normal pe aici. În teorie, protecția nouă ar trebui să facă să nu mai ajungă atâta apă. Dar, oricum, arată mai bine, e mai întreg. Nota finală pentru chestia asta, nota 8. Aș zice pentru că nu e atât de greu de asamblat. Arată bine. Trecem la următorul produs. Hai să vedem. Am uitat să vă spun un lucru foarte important. Cei de la Temu ne-au făcut un cadou, un voucher pentru voi, cei care vreți să mai comandați produse pentru mașinile voastre, Tesla sau nu. Un cupon de 100 de euro pentru cei care comandă cu linkul din descriere sau cu codul DPN5284. Puteți căuta asta pe aplicația Temu și vă aplică reducerea. Și pe lângă asta, cei care sunteți noi pe aplicația Temu, puteți cumpăra chestii cu până la 70% reducere de pe site-ul acesta. Așa că eu zic că e ofertă destul de bună pentru cei care sunteți interesați. Hai să trecem la următorul produs care cred că știu ce este și o să vă placă. Stau cel puțin, o să vi se pare interesant ce avem noi aici. Puneți pauză și scrieți în comentarii ce credeți voi că este aici. E o chestie care îmi place mie, cred că cel mai mult din tot ce am luat aici. Cred, acum nu neapărat, mai avem chestii mișto. Acum vine inelul pentru Ioana. Ia uite, inel. Un inel pentru mine ăsta este. Atâta s-a putut. Ok, ia să vedem cum e. Te rog, spune-mi că îmi vine inelul ăsta. Deci, mamă, fii antenă cum e. Mamă, vezi că e mișto. Eu nu port inele, dar uite cât de finuț e. Ce credeți că face inelul ăsta? Îl vedeți așa cum este, da? Un inel drăguț, negru, lucios, frumos. Inelul ăsta o să-mi deblocheze Tesla. Aici a rămașat. Bun, eu nu port de fel deloc inele. Deci e primul inel pe care îl pun la deget. Nu știu, pentru băieții care poartă inele, poate vi se pare nice, dar eu nu prea port inele, dar arată. Hai să încerc să configurez asta, nu e complicat. Hai mașină. Hai să vedem cât de greu e să facem inelul ăsta să ne fie cheie, da? Dăm aici pe Tesla, la blocări, avem chei. În partea dreaptă avem buton de adăugare cheie. Și ne spune că dacă vrem să adăugăm o cheie de asta așa, să o atingem aici, în spatele suportului de pahar. Îl apropii aici, s-a auzit un bip bip. Și uite ce ne spune pe ecran. Ne spune atingeți cardul cheie existent pentru a aproba. Noi avem aici cardul original Tesla, îl apropiem, gata. Asta-i. Îi punem numele inel. Hai să vedem acum funcționează, dacă funcționează. Închidem mașina din aplicație. Se vede pe partea de oglinzi că s-a încuiat. Și acum ne punem inelul. Și ar trebui cu inelul ăsta să facem ceva de genul așa. Nu prea. E fail? Ce facem acum? Trebuie să-l pun. Nu cred că l-am configurat. Mai bag o fisă. A doua încercare. Atingem inelul. Ne spune acum să atingem cheia. S-a adăugat cheia. Abia acum am adăugat-o. Și uite, keycard. Crede că este un keycard, dar de fapt ăsta este inelul. Da? Abia acum cred că l-am adăugat. Ia să vedem. Blochez mașina. E blocată. Nu se deschide mașina. Și... Oh, oh, oh! Hai că a luat-o. Uite, am blocat-o. Merge. Mai că un pic mai greu, nu știu exact în ce poziție trebuie să o pun așa. Uite, s-a deblocat, s-a încuiat. Gata, mă! Deci,
aparent am cheie la deget. Spuneți-mi în comentarii cum vi se pare. Sunt multe momente în care telefonul meu îl las la încărcat în casă, cobor la mașină să deschid mașina și nu am nici cartelă, nici telefon. Și în momentele alea mi-ar prinde bine un inel. Bă, notă la chestia asta, i-aș da un 9.50. I-aș da, pe bune. Mie mi se pare nice, mie chiar mi se pare nice să-ți deblochezi mașina cu inelul, frate. Hai să vedem următoarele produse. Până acum mi se pare interesante produsele. Îmi plac produsele de pe Temu până acum la ce am luat. Ce avem aici? Ioana zice că ăsta e un spoiler. Nu, ăsta nu e un spoiler. Zice ăsta? E un ștergător. Doar două ștergătoare. Am zis să-mi iau ștergătoare că pare că poate o să am nevoie. Sunt ca originalele și am vrut să fie practic pentru Tesla. Deci mai avem cârpe. Ce credeți că face cârpa asta? E o cârpă, nu? Cârpă clasică, de asta de microfibră cred că se numește. Și a fost ieftine. Cârpele astea sunt cele mai ieftine și bune. Mie mi se par super mișto. Hai să desfacem pachetul ăsta. Tableta. Ia uite. Știți că ecranul de la Tesla nu se învârte de niciun fel, nicio parte, dar cu suportul ăsta, după cum vedeți, se învârte 30 de grade în partea asta și în sus și în jos. O văd pe Ioana destul de încântată de chestia asta și sincer sunt și eu, pentru că uneori poate vreau să văd mai bine la ecran când sunt singur în mașină sau poate vrea pasagerul să vadă mai bine cât conduc eu, că oricum am navigație în fața mea. Deci chiar cred că o să fie mișto accesoriul ăsta, compatibil cu Model 3, Model Y sau modelul nou de 2024. Hai să vedem cât de greu este să asamblăm chestia asta și cât de utilă este treaba asta la Tesla. Cât crezi că ne ia să asamblăm chestia asta? O oră pe puțin. E o chestie mai complicată, nu știu să spun, hai să vedem cât ne ia, chiar sunt curios. Dar la final ar trebui să merite. O chestie importantă înainte să începem instalarea, ne spune că nu distrugem absolut nimic cu chestia asta, destul de important, și că se va roti pe toate direcțiile, practic. Ideea e că ar trebui să nu se clatine ecranul, cum nici acum nu se clatine. Hai să vedem. Deci așa arată ecranul original, nu se clatine de niciun fel. Am folosit un alt ca să scoatem chestia asta de sub display, care practic e senzorul de temperatură, iar acum o să-l deconectăm. Am să opresc curentul ca să fiu sigur că mai bine fără curent. Cam așa arată practic senzorul de temperatură pe care l-am deconectat. Acum ar trebui să deșurubez display-ul ăsta, mă, cavaș. Opa! Cam asta e display-ul de la Tesla. Dezasamblat display-ul, cam așa arată. Se vede cum de la soare s-a dilatat carbonul ăsta, dar o să-l modificăm oricum că s-a adus și vremea lui. Credeți că ne-am băgat prea rău la creație? Am ajuns cu display-ul în mână. Tabletă nouă, uitați-vă ce am făcut aici. Vai și amar de noi, ne-am băgat la creație mare rău. 3 days later. Ne apropiem de final. Am luat-o foarte încet, extrem de încet, doar ca să fiu sigur că nu stric ceva pe aici, vă dați seama. După nu vreau să mă bag la plată. Conectăm acum cablul din nou. Dacă nu dura mult, nu era ce trebuie, a durat o oră și 40 de minute. La început am luat-o foarte ușor ca să nu stric ceva, dar spre final mi-a făcut o surpriză că a fost mai greu să pun cele două șuruburi care să fie practic pe suport ecranul. A durat destul de mult până le-am prins ca lumea, dar ia uitați-vă la rezultat. Ăsta este rezultatul final, cam așa arată. Putem să lăsăm display-ul în jos, mai în sus, mai în stânga, cam atât de în stânga, cam atât de în dreapta. E la fel de stabil aproape, nu. E un pic mai puțin stabil, dar tot e bine, adică tot nu o să se miște sau ceva de genul ăsta. E foarte ok display-ul. Singura diferență față de cum era înainte, practic, este că display-ul este un pic mai jos, ceea ce nu e neapărat inconfortabil sau ceva de genul. Se vede mult mai mișto aici pe display. Ăsta chiar e un plus, dacă stau practic în mașină și voiam să mă uit la YouTube, display-ul nu era îndreptat către mine. Așa acum e îndreptat către mine și e chiar giugiuc. O să dau la chestia asta nota 9, nu 9.50 cum am dat la inel, pentru că e mai complicat de instalat, e complicat, dar în același timp, dacă vă grăbiți și așa, puteți să o faceți și mai rapid, dar eu am luat-o foarte ușor, m-am uitat pe tutorial, am vrut să am mare grijă să nu cumva să stric ceva, vă dați seama că n-am vrut să mă bag la cheltuială. Spuneți-mi părerea în comentarii dacă vi se pare că arată bine da sau nu, trecem la următorul accesoriu. Următoarele accesorii, trecem la următorul pachet. Bă, da, mie nu mi-a luat nimic. Mă, crezi că ți-am luat și ție ceva? Ce o să vezi. Aici avem niște filtre de aer, cam așa arată niște filtre de aer de Tesla. Am zis dacă tot, de ce nu, să luăm niște filtre de aer și după cum vezi sunt cu biluțe, sunt foarte nice. Practic ca să respirăm mai curat. Cred că undeva pe la finalul anului ăsta o să schimb iară filtrele, pentru că mai bine să le schimb mai des, mai ales la ce aer poluat în București. Nu o să le asamblăm acum, știți și voi ce sunt alea filtre de aer. Avem alte cârpe, alte cârpe și ăsta. Stai și că e o cutie goală.
Și-a bătut și-o de tine. Păi ce e asta? Și e așa ușor. Deci nici nu zici că e ceva. Dar tu nu știi ce-i cumpărat? Nu mai știu ce... Oh my god, sunt chiar chestii mișto. Deci am luat practic, cred că o protecție pentru manetă s-ar putea spune. Se aplică peste maneta, peste schimbător. Și avem și pentru semnalizator. Este tot cu carbon. Bine, evident că fake, dar hai să vedem cum arată, dacă arată nice. Cam așa arată cele originale la schimbător, cam așa. Hai să vedem cum ar arăta cu cele cumpărate. Și cam așa arată cu ele montate. E un mixed feeling. A zice că n-arată cine știe ce, sincer. Am zis să încerc, să vă poate îmi place. Că după cum vedeți, avem aici pe bord tot carbon. Avem pe ușa aici tot carbon. La atingere se simte nice, că e așa mai lucios. Arată un pic cam nașpa. Nu e la fel materialul de carbon cum era asta. Deci dacă vă uitați la carbonul ăsta care e pe bord, arată cam așa. Destul de nice după părerea mea. După aceea uitați-vă la ăsta cum arată. Se cam vede diferența. Asta arată cam ciudat, nu știu. Ăsta arată mult mai bine, deși vă dați seama că nici ăsta nu e original, dar arată mult mai bine. În concluzie, o notă 6. Poate voi alegeți altă culoare, alt design care vă place mai mult. Eu am zis să încerc cu carbonul ăsta, dar parcă mai bine arată cel original de la Tesla. Hai să continuăm cu ce a mai rămas. Ce e ăsta? Eu ți-am zis că nu am luat doar pentru Tesla. Nu te aștepta la asta. E un cap de duș. Am zis că ți-am luat și ceva ție, nu? Bă, arată ok. Hai să vedem cât de eficient o să fie. E negru mat. Da, am luat și câteva produse care n-au treabă cu Tesla. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Ăsta ar fi de șters geamul. A ne-a adus și compartiment de lichid. Și ăsta, practic, cu ăsta ștergem geamul. Nu știu ce să zic. Cred că doar poate porțiunea asta, să... aici e cauciuc și e ok cauciuc. Ăsta doar de partea asta de șters. Chestia asta nu știu exact pentru ce este, dar la notă asta, pe 6, pana mea, poate face treabă bună, deși, nu știu, abar n-am. Mai avem ceva? Asta chiar e pentru tine, Ioana Steluța. Deci asta e o pernă care se prinde de centură și dorm mai bine, cum ar veni. Pentru că Ioana la drum lung deseori o văd așa, lângă mine. Așteptăm feedback pentru perna de pasager. Nice. Mamă, e tare că pot să mut cum vreau eu, deci mai sus, mai jos. Mamă, deci aici în colțul ăsta, deci dacă doar pe ea, efectiv zici cam pernă. E bun? E foarte bun, mulțumesc că a făcut o treabă bună. Uitați-vă, fiță, ai pernă aici, ai pernă pe centură, n-ar cum să mai dorm, că ai... Păi, mai trebuie să-mi iei o perniță din aia așa, să-mi o pun la geam. Eu zic că ești bine. Ce notă îi dai? Îmi place mult de tot, 90, pentru că nu am dormit încă pe ea, după când o să dorm, o să vă dau feedback. Da, e foarte mișto. Deci dacă aici cam ăsta a fost video, dacă vreți să vă cumpărați și voi ceva de pe Temu, nu uitați să verificați linkul din descriere, primiți reducere de până la 70% dacă folosiți pentru prima dată Temu, sau puteți primi un voucher de 100 de euro, aveți codul pe ecran, folosiți-l și poate vă cumpărați ceva ce vă place de pe site. Eu am fost Andrei, nu uitați de like și subscribe și ne auzim data viitoare. Vă țup!